Bună dimineața! Cum sunteți? Toate bune la voi și frumoase! În vise, în visele voastre sunt frumoase! În visele voastre toate sunt bune și frumoase! De fapt, ele în realitate așa râs, doar că trebuie să trăiești realitate. Visul, adică visul, starea de veche, îți aduce mai multe probleme cu realitatea din fața ta. Atunci mai bine să te arunci prin simțuri în realitate, decât să încarci imaginația cu o grămadă de fapte bune, chestii bune, și când te vei bate de realitate, care e super frumoasă, dar în realitate, în raport cu visul tău e greșită. Aud mereu o chestie, mereu spune lumea, zice, eram rău, n-am mai găsit iubit, prieten și în momentul ăla a apărut cineva. Sau nu mai speram la nimic. Nu mai speram la nimic și în momentul ăla a apărut cineva, a apărut ceva. Viața mi s-a schimbat. Bineînțeles, s-a schimbat în bine, după aceea treptat revii la starea aia de rău. Din ce cauză? Dăm un exemplu, o relație, da? Atunci când nu te aștepți sau nu mai cauți sau vezi că n-ai găsit în nicio parte iubirea sau ce îți imaginezi tu, atunci spui că dintr-o dată a apărut și totul e frumos, totul e frumos o vreme, după aia vezi tu cum e. Adică vezi tu cum e după aia. Normal, cu atât ce binele vine, vine și rău. Bun. Și asta e simplu de înțeles, că omul nu mai putea de sănătate, nu mai putea de să n-aibă un partener, poate nu au parte de orgasme, da? Și atunci să ne dăm seama că omul intră într-o relație când e rău, nu? Nu mai avea speranțe, nu mai găseam pe nimeni. Cam așa aud asta mereu, când ce momentul ăla când nu mi-a mai dorit, când n-am mai căutat, pac, a apărut făt frumos, a apărut zâna. Asta e provizoriu, o chestie provizorie, te amăgești pe tine să găsești fericirea celălalt și pe aia te dai cu capul în pereți singur, te vei simți mai singur în relație, pentru că faza e foarte simplă, printr-i rău în relație, deci când ești în momentele rele, pac, vine ceva bun, zici tu, mai bun decât, adică puțin, mai puțin rău decât ce ai tu rău în tine. Și celălalt e la fel, și celălalt zice la fel, momentele când eram depresionat, ansios, amăgit, pac, a apărut prințesa. Da, și voi, în momentele alea rele, intrați în relație, adică n-am auzit pe nimeni în viața asta să spună, bă, nu mai putem de fericit, avem parte de sexualitate, de bani, de singurătate, care înseamnă solitudine, de fericire. Și atunci am întâlnit pe cineva și am împărtășit nimeni. Și atunci ne dăm seama că oamenii intră în relații, în prietenii, în rău de tot, deci la cel mai jos nivel. Și celălalt e la fel. Și acum, ei întâlnește o persoană și nu mai s-a atenți la problemele lor, s-a atenți la, cumva, bunăstarea imaginară. Din cauza asta, nu dispar problemele voastre personale intrând într-o relație. Nici de cum problemele voastre personale cu singurătatea, cu alea, nu le-ați depășit, cu anxietatea, cu greutatea, cu lipsa de fericire, cu grămadă de lucruri. Nu le-ați depășit. Dacă nu mai te uiți la ele,
le-ai băgat în subconștient, de-aia te macină mereu, te uiți la celălalt. La celălalt. Și atunci, uitându-te la celălalt, ești atent la celălalt, ai un pic de orgasm, ai un pic de vorbă bună, astea-s la început. Și după aia revin astea din tine, la amândoi revin, de-aia apar certuri, chestii, lipsa prieteniei între voi, care e foarte importantă, mai ales în cuplu, trebuie să fie o prietenie, o chestie care înflorește. Bun. Și atunci ele reapar. Vă puteți amăgi cu copii, cu bani, cu sexualitate, dar astea țin o vreme. După aia, astea iar te răcâie înăuntru, că tu nu le-ai depășit. Simplu. Nu ai muncit cu tine absolut deloc. În loc să începi să muncești cu tine, a? Să rămâi mai prezent, că numai aici se întâmplă viața, în prezent, tu în loc să muncești cu tine, ai ascuns gunoiul, nu? Ca și cum îți vine un musafir în casă, pur și simplu ai ascuns gunoiul deoparte, gunoiul tot acolo îi nu dispare, că tu nu l-ai scos afară. Ai pus gunoiul deoparte, l-ai ascuns, dar tu îl ții în subconștient mereu și când ești atent la celălalt, nu mai ești atent la el. Dar după aia ăla se zbogotește acolo, începe să miroase, să pută în casă. Și o să-l simți prin emoții, sentimente. Și ai să vezi că toate așteptările tale de la celălalt, hai să vezi că au fost niște imaginații de-a tale. În realitate el e cu totul altfel. Nu l-ai putut observa pe el, el nu te-a putut observa pe tine. Se întâlnesc doi neputincioși, două neputințe la un loc, care se mulțesc să fac patru neputințe. Și o să fie tot mai greu unul cu altul. La început frumos, pac, 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 până se dă din învelișul jos. Până omul se dă pe față. După ce se dă pe față, vei trăi singur într-o relație. Mai multă suferință. Sper că s-o înțeles ceva. Prima fază e să încep munca cu tine. Să te ajute cineva care știe despre ce e vorba. Singur nu o să reușești, n-ai nici metode, nu ai nici tragere. Mintea care o crea probleme nu poate rezolva problema. Peste 500 de metri, folosește banda din dreapta pentru a merge pe rampa a 93 spre Hof, Nürnberg. La început. Și după, depinde. După ce încep să fii bine cu tine. Folosește banda din dreapta bine, pentru a merge pe rampa a 93. Ești bine de 1000 de ori mai puternic. Peste 400 de metri, intră pe a 93. Oamenii care, cu care nu ești bine, i-ai și ignorat din stat. Noi nu mai permiți. Mai permis la nimeni, poate să fie mamă, tată, poate să vină și Dumnezeu în fața ta și mai ești spiritual. Nu mai permis la nimeni nimic. Numai dacă tu binevoiești. Și fericirea crește constant. De aici, din momentul ăsta, când încerci să fii bine, e crește foarte mult. Oricum ea e infinită, adică nu se termină. Continuă pe a 93 încă 24 de kilometri. Și așa intră oamenii în relații. Pe toți au spus, momentele când nu mă așteptam, nu mai doream. Și ea încă tăți bărbați, să așa atâte femeile, să așa, pac, au apărut cineva. Aia înseamnă că omul ăla, din ceea ce spune el, că spune toată lumea asta, arată că nu-i bine cu el. Celălalt nu poate să-ți dea fericire. Niciodată. Și
care aveți oricum mai multă experiență de viață, înțelegeți ce spun. La început e superb, supersonic, hai, mai încep stările jos. Ești entuziasmat când mergi la muncă, începi un job nou, după care monotonie, stres, simplu. Pentru că tu nu ai rezolvat problemele cu tine. Nu ai rezolvat, nu ai înțeles, nu ai practicat că viața îți trăiește numai momentul ăsta. Alte momente nu există. Și dacă aici ești, de ce să nu fii fericit aici? Orice ai face, nici nu contează ce faci. Orice ai face. Fumezi, te plimbi, vorbești, orice ai face. Vă mulțumesc frumos, ne auzim noi.